Se pare că anul 2020 este anul despărțirilor în showbizul românesc. Dacă începutul anului a fost marcat de divorțul Oanei Roman și a continuat cu despărțirea dintre Andreea Bălan și Burcea, iată că la începutul verii, bomba vine din partea lui Răzvan Simion și Lidia Buble. După mai multe speculații apărute în ultima perioadă cu privire la despărțirea dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, moderatorul de la Neața cu Răzvan și Dani a confirmat separarea de artistă. Răzvan Simion a postat un mesaj extraordinar de frumos pe rețelele de socializare, anunțând că nu mai formează un cuplu cu Lidia Buble. În mesajul respectiv, Răzvan Simion îi cere iertare fostei iubite și susține că în prezent aceasta nu mai era fericită lângă el. Citez. O nouă călătorie. Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu-i mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să iert pe ceilalți pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să-l vezi pe celălalt fericit. Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să-i sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine, dar separat. Acesta a fost mesajul postat de Răzvan Simion pe contul lui de Instagram.